Bună, dragilor! Haideți să vedem cum veți fi și ce se va întâmpla în luna octombrie 2022 pentru voi cei născuți în Zodia Fecioară sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Fecioară. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520 număr pe care îl puteți găsi și în descrierea acestui video. Acolo puteți afla mult mai multe lucruri. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Bun, și haideți să vedem. <coughs> Care sunt energiile și ce se va întâmpla în luna aceasta minunată pentru voi? Și începem cu prima săptămână din luna octombrie, unde avem un 2 de cupe. Legături foarte importante, care vă să vă aducă în suflet foarte multe emoții. Deci, este o săptămână excelentă din punct de vedere al comunicărilor, al comunicării în scuze și al legăturilor. Parteneriate, contracte, relații de dragoste, că aici apar și discuții clarificatoare și turnul. În urma acestor discuții, unii dintre voi veți rămâne șocați. Se dărâmă ceva. Auziți ceva de la persoana iubită, de la un partener de afaceri, de la o persoană din jurul vostru care vă șochează. Turnul dărâmă tot ceea ce este clădit pe o bază instabilă. O dragoste falsă, un parteneriat din care nu ați fi câștigat nimic, o prietenie falsă, toxicitatea dintre legăturile externe și așa mai departe. Voi veți avea o discuție care vă lasă fără cuvinte în săptămâna aceasta. Dar, chiar dacă va fi un șoc, va fi ceva de bun augur pentru voi. E bine că aflați acum. În a doua săptămână avem regele de băte. Puteți avea de face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar puteți avea de face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător. În a doua săptămână se pune foarte mult accent pe comunicare, pe acțiune, da, ce faceți, cum faceți, apare foarte multă determinare. Vă puteți baza pe sprijinul cuiva din jurul vostru, Încercând să clarificați o situație, poate aveți un proces unii dintre voi, poate uh, aveți o discuție foarte deschisă cu uh, șeful, șefa, partenerul de viață, vecinul, uh, familia și așa mai departe. Încercați să uh, puneți totul la punct. Mai poate fi și o săptămână în care veți rezolva mai multe chestiuni cu acte, documente, facturi și așa mai departe se echilibrează ceva în viața voastră, parcă vă schimbați atitudinea, adică sunteți un pic mai hotărâți în ceea ce privește anumite aspecte ale vieții. Poate fi vorba și despre un păcare cu persoana iubită sau cu o anumită situație, dar și câștigul unui proces. În a treia săptămână avem temperanța. Puteți avea de face și cu semn zodiacal săgetător sau cu semne de aergem în balanță vărsător. A treia săptămână aduce un echilibru, dar trebuie să aveți răbdare, aveți un înger păzitor, aici stați și analizați foarte bine ce se întâmplă în viața voastră pentru a reuși să mergeți mai departe. Sunt anumite resentimente peste care nu ați trecut, anumite evenimente, anumite discuții, probleme din trecut. Și încă văd tulbură, încerc <coughs> scuze, încă vă dă târcoale Aici poate fi vorba și de o împăcare cu persoana iubită, dar această împăcare va fi doar după ce lămuriți tot ce s-a întâmplat în trecut Poate aveți și un sprijin din partea cuiva, o persoană dragă vouă, o persoană apropiată de voi Vă dă deschidere spre uh, emoție, dăruire sunteți mai sensibili în săptămâna aceasta, încercând să găsiți răspunsuri, să fiți atenți la vise. Prin vise vi se vor arăta anumite semne. Sunteți foarte protejați de cei de sus, de divinitate. Aveți un înger păzitor care este alături de voi tot timpul. Primiți niște răspunsuri în săptămâna aceasta, unii dintre voi. Și parcă sunteți mai liniștiți, parcă e o săptămână mult mai împlinită. În a patra săptămână avem asul de bute care duce noi începuturi și regele de bâte care se repetă. Regele de bute pe care îl avem și în a doua săptămână. Cu siguranță veți de face cu semne de foc, berbecleu săgetător. Ori veți avea parte de o susținere din partea cuiva din jur, persoane de la locul de muncă, prieten... Rudă, persoana iubită, pentru că văd foarte mult curaj aici la voi și foarte multă uh, energie de a face lucruri noi. Pentru că văd de entuziasm aici la voi, foarte mult optimism. Uh, mergeți mult pe fapte în săptămâna aceasta, la locul de muncă, pe bani, adică vreți să vi se demonstreze anumite lucruri, nu doar să vi se spună. Văd foarte multe realizări frumoase la voi și un progres, pentru că aveți o forță interioară foarte uh, puternică și poate fi și o săptămână foarte creativă. În dragoste avem patru de bute, vă bucurați de o reuniune, celebrați ceva, uh, o discuție deschisă care poate rezolva un conflict în cuplu sau puteți înțelege acele situații neclare. Puteți avea parte de o legătură mult mai puternică cu persoana iubită, puteți petrece mai mult timp împreună sau acasă, ca apare dorință de stabilitate, de a clădi ceva împreună. Multe discuții legate de mutarea împreună sau despre viitorul împreună. Aici mai apare și o energie din exterior, Poate fi o persoană care vă încurajează sau o persoană care își bagă nasul. Depinde de la caz la caz. Ambele carduri fiind pozitive, să cred că cine uh, se bagă aici în viața voastră sau încearcă să vă spună ceva, o face cu inimă deschisă. E o persoană care vrea să vă fie bine și să fiți fericiți împreună cu această persoană. Aici, poate, cred. Bine, sunt și discuții de viitor pe care le văd între voi și persoana iubită, dar și dorința de a clădi mai mult, de a construi, de a învinge problemele, rivalitățile în dragoste și de a trăi această poveste fără nicio. cum să vă spun eu, cu, cu multă ușurare. Poate ați fost criticați în relația aceasta de anumite persoane. Văd că. Nu, mai vreți, nu vă mai interesează, vă focusați doar pe dragostea aceasta. Profesional avem un patru de monede, aveți o stabilitate la locul de muncă, dar nu vă mai regăsiți. Stați, unii dintre voi stați la acest loc de muncă doar pentru că câștigați ceva bani, dar sunteți obosiți, sunteți supărați, v săturat, nu mai suportați. Această situație sau aici nu vi se dă drumul să plecați în altă parte, nu vi se semnează demisia sau uh, apare oarecare încăpățânare. Poate fi vorba și de comoditate, v ați obișnuit la locul respectiv de muncă, deși nu vă mai regăsiți. Probabil stresul de care veți avea parte în luna aceasta o să vă pună pe gânduri și să luați o decizie. Na, da, ce vreți să faceți? Dacă aveți propria afacere, trebuie să schimbați ceva ca să funcționeze. Financiar avem prințesa de bâte, apar noutăți, dar și dorința de a câștiga mai mult, de a face mai mult. Sunteți mulțumiți cu ce aveți în momentul actual, dar în același timp apare conștientizarea că puteți mai mult de atât. Să câștigați mai bine, să vă descurcați mai bine financiar, apar situații spontane, poate veni un ajutor din partea cuiva, o soluție sau uh, recuperați niște bani unii dintre voi. Luați o alegere când vine vorba de bani, faceți o alegere, dar cu siguranță apar schimbări. Pe sănătate avem regina de monede, stați foarte bine, aici este o sănătate foarte bună, primiți vești bune legate de sănătate, dacă va îngrijora ceva în ultimul timp, să știți că lucrurile se vor îndrepta, atenție la alimentație, unii dintre voi, la drumurile pe care le faceți, la locul de muncă, poate în anumite situații dar văd o veste bună legată de îmbunătățire sau însănătoșirea cuiva, o persoană dragă vouă. Sfatul și surpriza vin cu îndrăgostiții. Ca și sfat, este o lună în care va trebui să vă hotărâți într-o anumită privință, fie într-o legătură de dragoste, fie în legătură cu un loc de muncă, da? Exact ce vă spuneam, aici stați că aveți o stabilitate și că v-ați obișnuit, dar nu aveți satisfacții pentru că se vede stresul. Probabil va trebui să fiți mai determinați și să hotărâți să faceți schimbarea. Pe dragoste, la fel. Să faceți o alegere cu inima și o veți face. Pentru că vă văd foarte spontani, hotărâți, sau în urma unei vești, a unei noutăți, veți lua decizia. Surpriza vine în urma deciziei pe care veți lua. Da, că apar lucruri noi care vă surprind într-un mod foarte plăcut. Ca și sfat, nu ezitați să luați decizia corectă, să vă alegeți calea, pentru că veți lăsa loc unor noi lucruri să intre în viața voastră și o să vă aducă multă fericire și împlinire. Bun, dragilor, cam atâta am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!